pacient a decedat ieri seara în jurul orei 21:30. De altfel, starea ei generală se înrăutățise în cursul zilei de sâmbătă, deși a avut imediat postoperator momente mai bune în care am sperat. Acum, în ceea ce privește cauzele decesului, să nu uităm că a avut un politraumatism, a avut un traumatism cranian care a fost operat, a fost o ruptură de spină operată, a mai avut și alte fracturi, o anemie severă. Deci toate aceste cauze au dus la decesul pacientei. Transfuzia îi putea salva viața? Avea șanse mai mari? Da, cred că așa trebuie spus. Dacă ar fi fost transfuzată, probabil că șansele ei de supraviețuire ar fi fost mai... Ce fel de Da, fată era? a fost o fată bună, o fată credincioasă, o fată devotată familiei, o fată devotată credinței ei și sufletului ei. Și a fost o fată bună și în simțurile ei. E rău pentru că nu trebuie să întrebe așa ceva lucrul ăsta, pentru că e viața, Dumnezeu îi dă viață și cel de sus viața e pentru ea și ea e pentru viață. Ce s-a întâmplat, nu știu. Ceva a fost, ceva probleme au fost în familia lor, altfel această lucru nu trebuie să întâmple. Că nu are rost. Că Dumnezeu și Iisus e viață pentru toți, toată casa și toată familia lor. Pentru că Dumnezeu iubește pe pământ și are îndurare și milă pentru toți ce trăiesc pe pământ. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Nu știu. Ceva, e o problemă undeva, nu știu, păcat de ea, și Dumnezeu să o ierte și Dumnezeu să o aibă în paza ei. Altceva ce să zic. Și să ierte pe cei ce au voit rău ei. Că altceva nu putem cere la Tatăl ce spui numai să-l ierte. Să ierte pe cei ce au voit rău.